Bună seara, prieteni! Suntem din nou cu privirea țintită asupra fotbalului județean. Vorbim despre campionatul intern, despre Liga 4, vorbim despre ceea ce se întâmplă și în Liga 3, pentru că ușor, ușor, acolo sunt parcurse etape și, după cum iubitorii fenomenului sportiv din Telorman știu asta foarte bine, avem numai puțin de 3 reprezentante. Niciun antrenor însă din Telorman nu girează banca tehnică a unei echipe de Liga 3 din județul nostru. O temă de dezbatere pentru emisiunea din această după-amiază de luna, Sport Sus Special, Marian Botea, după o pauză de câteva luni. Cândva un invitat obișnuit, acum o apariție tot mai rară. Domnule profesor, pot să vă zic profesor acum că sunteți și la CSS Turnul Măgurele. Puteți să-mi spuneți cum vreți. Da? Sunteți din nou la Liga 4, sunteți din nou principal la Unirea Brânceni, o echipă al cărei succes se leagă de dumneavoastră și invers, da? Și succesul dumneavoastră din anii trecuți se leagă de Unirea Brânceni și de atmosfera din această echipă și localitate. De ce nu mai sunteți la Liga 3 și de ce căutați la Brânceni? Bună seara, în primul rând, dumneavoastră, cât și telespectatorilor iubitori de fotbal din județul Telorman și mulțumesc de invitație. Oricând, cu plăcere, domnule profesor. Ce faceți la Brânceni? În afară că sunteți antrenor, de ce acolo și nu aveți buletin de Alexandria? Și... Din păcate, lucrurile în ultima perioadă pentru mine nu au mers pe un drum bun. Niciodată nu am luat în calcul că nu voi continua la nivelul Ligii a treia. Și acum mă refer la... Vorbesc de FCM Alexandria, pentru că acolo am activat. Acum, cu noul club, CSM Alexandria, încă nu m-am identificat. O să ajungem și acolo să dezbatem această problemă. Și totodată cu această schimbare a denumirii clubului din FCM Alexandria în CSM, a venit și schimbarea stafului tehnic, atât a mea, cât și a colegului meu, antrenorul de portar, Marin Ioan. Mă rog, profesor, schimbarea a fost mai profundă, n-a fost numai la nivelul titulaturii, da? Deci au fost acolo din club independent, bineînțeles susținut aproape în integralitate de Consiliul Local Alexandria, a devenit o secție a unui club, unei structuri sportive mai mari. Acum, o temă de dezbatere pentru întâlnirea noastră ar fi și care ar fi auspiciile acestei schimbări, trecerii fotbalului sub umbrela CSM-ului alexandrean. Dar până atunci însă avem lucruri care probabil au stânit multe întrebări în rândul celor care urmăresc fenomenul, care vin la stadion. Ați fost secundul lui Romică 3 ani, nu? Da, 3 ani jumătate. 3 ani și jumătate. Ați vorbit întotdeauna bine despre Romulus Ciobanu, la rândul lui de asemenea Romică Ciobanu a vorbit bine despre membrii staffului lui, printre care vă numerați și dumneavoastră. Ați fost secundul lui de bază până la urmă. Ați avut și perioade de când ați girat în principal banca tehnică. Acestea însă au fost scurte. Cu ce să începem? Mai dăm cu ce doriți dumneavoastră. Deci, ce s-a întâmplat pe finalul ediției trecute de campionat, când Alexandria a reușit niște rezultate care la un moment dat generau așa speranța că FCM-ul de atunci, fotbalul din Alexandria, da, poate accede la Liga 2. Sigur, avea un adversar redutabil atunci pe Petrolul Ploiești, de asemenea Turnul Măgurele era și atunci o echipă foarte solidă, da? Rezultatele și jocul, mai ales prestat de Turneni, au dovedit acest fapt. A plecat Romică Ciobanu, o manevră managerială, da? Ca să o numim așa, foarte inteligentă din partea clubului petrolist. Da? Banca tehnică a rămas descoperită, sigur, rămâneau secunzii,
Apelat între timp s-a adus un antrenor. S-a adus un antrenor, da, Stoica. Încă nu s-a avut încredere. Nu... Încă nu mugurise încrederea. Și în continuare nu s-are încredere. Și probabil că nu va fi nici în continuare. O să încep... Ce s-a întâmplat? Bun, noi am mai discutat când ne-am mai întâlnit acum câteva luni. V-am mai întrebat deci ruptura asta. Echipa a căzut, domnule, a fost demoralizată prin plecarea lui Romică Ciobanu sau Marius Stoica a venit cu o altă viziune despre fotbal, nu a reușit să-și apropie vestiarul și poate nici secunzii, poate că nici dumneavoastră nu ați făcut alchimia care trebuia cu domnul Stoica și lucrurile n-au mers. Ce s-a întâmplat atunci dacă... Vă referiți la perioada după plecarea lui Romică Imediat Ciobanu. După plecarea lui Romică Ciobanu și acele etape în care, înainte de meciul direct, în care ați pierdut acasă 4-1 cu Petrolul, practic Alexandria își încheiase socotele pentru că mai pierduse niște puncte și nu mai avea când să le recupereze, oricum avea 2 în minus față de Petrolul. Ce s-a întâmplat atunci, în perioada aia, acele etape, prime etape din retur, în care... În emisiunea trecută, chiar atunci, în acea perioadă, am mai repetat aspectul acesta, despre ceea ce s-a întâmplat la momentul respectiv, după plecarea lui Romică Ciobanu și prin venirea domnului Marius Stoica. Problema la momentul respectiv a fost în felul următor. Lucrurile, până momentul plecării lui Romică Ciobanu, lucrurile au mers. Adică nimeni nu a anticipat o luptă cot la cot cu Petrolul Ploiești pentru accederea promovării în Liga 3. A doua. În Liga 2. Însă staful tehnic și, din păcate, trebuie să vă spun lucrul ăsta, la momentul ăsta, staful tehnic, atunci, la momentul respectiv, Romică Ciobanu, Maria Botea și cu Marin Ioana, am făcut tot posibilul și prin muncă, disciplină, organizare, am făcut ca echipa a FCM Alexandria să se lupte la promovare, să ajungem în postura de a ne lupta cu brandul din serie, la momentul respectiv, Petrolul Ploiești. Deci lucrurile au mers. În momentul plecării lui Romică Ciobanu la Petrolul Ploiești, echipa a rămas pe locul 2 la 2 puncte de Petrolul Ploiești. Și cu meciul direct de acasă. Da. Prin această schimbare, prin venirea domnului Marius Stoica, cum am spus și în emisiunea trecută, dânsul a vrut să facă mai multe schimbări. A considerat că ceea ce a găsit până atunci că nu a fost bine. A încercat să schimbe modul de pregătire, a încercat să schimbe modulul de joc. Toate aceste lucruri s-au lăsat cu repercusiuni în sânul echipei. După care, după plecarea dânsului, am rămas eu într-o situație foarte, foarte grea și foarte dificilă, cu o echipă căzută psihic, fizic, din toate punctele de vedere. Bun, psihic înțeleg, dar fizic? Fizic, jocurile pe care le-am desfășurat pe mandatul domnului Marius Stoica au arătat acest lucru. Inclusiv meciul cu Petrolul, inclusiv meciul cu Concordia Chiajna, unde am făcut meci egal, inclusiv meciul cu Flacăra Mureni. Bine, bine, da, erau cam aceia jucători. Ce se întâmpla? Să rămâncaseră mult în vacanța de iarnă? După cum v-am spus, un alt mod de pregătire, de la Romică Ciobanu până la Marius Stoica, un alt modul de joc, acestea au fost cauze care au dus în declinul în perioada de 8 etape a domnului Marius Stoica. V-a bătut gândul să plecați după Romică Ciobanu la Petrolul Ploiești? Probleme și chestiuni familiare, nu le mai reamintim, v-au reținut la Alexandria? Da, vă spun sincer, acum îmi pare foarte rău că nu am plecat. Într-adevăr, această problemă de familie m-a oprit de a nu face acest pas. Îmi pare rău, îmi cer scuze față de Romică, a fost foarte supărat pe mine. I-a trecut? Ulterior i-a trecut, a înțeles situația pe care am avut-o. Pentru că în momentul în care am rămas acasă, nu am fost respectat de oamenii din oraș. De președintele clubului, de oamenii care, eu știu, astăzi reprezintă conducători ai fotbalului, mă refer la clubul Alexandria. Deci nu am fost respectat cu absolut nimic,
nici măcar nu am primit un mulțumesc pentru faptul că am luat echipa după locul 3 și am readus-o pe locul 2 și cei care au fost în anturaj știu în ce situație am fost. Însă pot să le mulțumesc jucătorilor că au făcut tot posibilul pentru a reveni pe poziția unde am fost, pe locul 2. Mai mult de atât nu am putut face, însă pentru acest lucru nici măcar nu am primit aprecieri de mulțumesc. Ca să nu mai revin, și trebuie să revin și nu pot să ocolesc acest aspect, trebuie să amintesc acest lucru, sunt foarte dezamăgit, am plecat după muncă de 4 ani de zile, mi s-ar fi părut normal să fiu anunțat în momentul în care s-a terminat campionatul, da? Pentru că până la urmă eu sunt împăcat sufletește, pentru că am readus echipa pe locul 2, mai mult de atât nu se putea la momentul respectiv, am avut jocuri foarte grele, am făcut un meci egal cu Turnul Măgurele, care prin acest joc ne-a dus poziția de locul 2, ne-a readus în poziția de locul 2, am câștigat toate celelalte jocuri, jocuri foarte dificile, da? Turnul Măgurele la acel moment se afla pe locul 2. Bradu, care la momentul respectiv la jocul direct se afla pe locul 5. Într-adevăr, Mioveniu, care avea o poziție mai joasă, dar și ei, la rândul lor, au avut o revenire în acel retur de campionat și au câștigat mai multe puncte. Și, nu în ultimul rând, meciul cu Astra, da? Cu staful de Liga 1, domnul Măldărășeanu și Costache Laurențiu, care, după acel joc, au plecat în Liga 1 la echipa Astra, da, la prima echipă, la Astra Giurgiu. Sunt foarte dezamăgit de acest lucru, deci mi se părea normal pentru activitatea pe care am depus-o și știu foarte bine că m-am dedicat foarte, foarte mult în acești ani de 4 ani de zile și mi se părea normal măcar atât să fiu remunerat pe activitatea depusă până în momentul plecării. Nu sunteți singurul caz în fotbalul românesc, nu dar și sunt, în fotbalul mare. Și ar trebui stopate aceste lucruri, în fine, încrederea în oameni. O strângere de mână în fotbal de multe ori valorează mai mult decât un card plin, dar de multe ori această strângere de mână sinceră sau diplomatică și politețea e o chestiune care ține de tact și de niște abilități tehnice. Nu, ține de contract, dar problema este în felul următor. Nu neapărat de contract. Prin această schimbare am fost de bună credință și am semnat un acord de reziliere pe vechiul contract în care aveam stipulat o primă de obiectiv de locul 2 pe care nu am primit-o, bineînțeles. După care am semnat nou contract cu noul club CSM Alexandria, unde mi-am desfășurat activitatea până pe 26-7 și de unde acel contract semnat, atât al meu cât și al colegului meu, Marin Ioana, nu a fost înregistrat. Ce să înțeleg de aici? A fost un lucru premeditat și am fost dezapreciat. Pentru ce? Pentru că am readus echipa după locul 3 pe locul 2. Cam atât. Domnul Botea, o să mai revenim la subiectul ăsta. Știu că poate nu vă face plăcere și simt așa o mare amărăciune, dar au fost și voci destul de nemulțumite de acea clasare pe locul 2 și de ce a făcut Alexandria în retur. Sigur că informații din interiorul, din anturajul echipei intern, rar au ieșit în presă, deci acolo mai greu. Vreau să vă întreb, vreau să știu de ce n-ați plecat, dar Marius Stoica v-a ales, a acceptat de bunăvoie să lucreze cu dumneavoastră sau i-ați fost impuși de către conducere? Pentru că contează și alchimia asta, relația asta interumană. Auziți, nu e impus nimeni, absolut nimeni. Pentru că Romica, spre exemplu, Romica Ciobanu a zis așa, vine X, Y, Z, n-a comentat nimeni. Marius Stoica venise într-o situație foarte bună pentru clubul din Alexandria, când reprezenta ceva la Liga 3-a,
din nou reprezenta ceva. Nu același lucru s-a întâmplat cu Romica, că l-a luat de la Liga 4 și a construit. Da? Și a zis așa, a plecat Romica Ciobanu, ați rămas, dom'le, poate vrea omul să vină cu oamenii lui, care să-i înțeleagă, să-i aplice metodele. Ce să înțeleg? Îmi sugerați că... Îmi sugerez multe variante. Eșecul domnului Stoica se datorează nou. După cum v-am spus, fiecare antrenor are filosofia lui, modul lui de a pregăti o echipă și de a-și alege staff-ul. Deci ați informat conducerea că sunt lucruri... El oricând putea să spună, nu lucrez cu Botea, nu lucrez cu Ioana. Eu, într-adevăr, am mai avut o tentativă de a pleca. Și în acel moment, chiar dacă n-am spus, o spun în momentul ăsta de față, președintele clubului m-a oprit. Băi, Marine, rămâi că vor mai pleca din jucători. Vă zic, din antrenor secund am ajuns așa de apreciat acum. Și din momentul ăla, domnul președinte, la vremea aia, că am înțeles că acum nu mai este președinte, deși prin presă văd că tot apare ca președintele clubului. În care presă? Presa sportivă, asta locală, da. Teresport, am văzut că da, bine, apare acum cineva trebuie să vorbească și numele de președinte. Nu pleca, rămâi. Sincer vă spun, îmi pare rău că nu am plecat, pentru că chiar dacă eram dat afară de la Petrolul, plecam cu o promovare și probabil plecam 100% și cu bani pe contractul pe care îl aveam în derulare. Cum de altfel, Romică, asta s-a și întâmplat pentru faptul că a promovat. Pentru cât a muncit acolo. În contract avea prelungirea automată a contractului cu încă un an de zile. Și automat, că vă dați seama, în momentul în care s-a făcut această reziliere între ei, s-a făcut în momentul în care i s-au achitat toate drepturile bănești. Și până, cred că erau destul de consistente. Da, la până momentul în care... Același lucru s-ar fi întâmplat și cu mine, pentru că eu în momentul în care mă duceam, același contract aveam, mult mai mare decât l-am avut la Alexandria, plus prelungire automată în cazul promovării pe încă un an de zile. Însă asta a fost situația, tatăl meu, chiar dacă mă repet, m-a oprit, am rămas acasă. La momentul ăla... Mi-am făcut treaba, sunt foarte mulțumit că am terminat pe locul 2, chiar dacă aici noi suntem supărați pentru faptul că nu am reușit să promovăm în detrimentul Petrolului. Gândiți-vă că numai așa, în momentul în care am jucat cu Petrolul, în conducerea Petrolului erau vreo 11 conducători, erau aproape cât lotul nostru. Cunoașteți bine lotul de la Alexandria, ați contribuit în mod serios la pregătirea fiecărui jucător și în acești ultimi 4 ani de succes, până la urmă, da, din istoria recentă a fotbalului din Alexandria, v-ați adus o contribuție importantă și știți fiecare jucător în parte, știți atmosfera. La momentul pauzei competiționale, între tur și retur, dacă vi s-ar fi dat echipa pe mână, și e o întrebare, sigur, ipotetică și unii s-ar scandaliza că discutăm cu dacă și cu parcă, da? Deci pleca Romică. Bun. Pleca capitanul, comandantul. Urma secundul la timonă. Ați fi fost capabil, dumneavoastră, ca șef al statului, al statului paralel, să zic. Ați fi fost capabil să scoateți mai mult în retur? Eu vă spun cu siguranță că da. Și dovadă stau etapele la care am rămas, care au fost destul de dificile. Dacă ne ducem un pic înapoi pe începutul de retur, au fost niște jocuri așa dificile. Primul joc am jucat cu Domnești. Care cu echipă, e învinsă, da? De la pauză, de la cabine. Se vede și tot așa, nu. Am jucat cu Chiajna, am jucat cu Popești de Orden, am jucat, într-adevăr, un joc mai dificil cu Tunari. În rest, eu consider că acele partide nu au fost. Cu Flacăra Moreni. Dar ați pierdut cu Flacăra Moreni. Am pierdut cu Flacăra Moreni. Ceea ce vă spun, că jocurile dinainte au fost mai ușoare, nu au fost... Ruperi de nori. Chiar așa de grele, cum au fost cele de spre sfârșitul returului. Încă o dată... Turnul Măgurele, care în momentul în care
i-a bătut pe Petrolul și maniera în care i-a bătut. I-a demolat. Da? Momentul în care i-a bătut, noi urma să jucăm la turnul Măgurele. Vă dați seama că nu, nimeni nu ne dătea nicio șansă. Ba, mai ales conducătorii noștri erau așa reticenți, mai ales să rămăsesem eu, și clar că nu se vedea încrederea. Nu pot să ascund că pe acele perioade, în momentul în care am rămas, la fiecare meci era câte un antrenor în tribun. Dumnezeu, și asta a fost dovadă. Cu antrenorul în tribun, da, e firesc. Niciodată, după fiecare joc câștigat și după fiecare, niciodată eu nu am fost apreciat, și asta cumva a fost un, probabil un semn în care s-a premeditat plecarea mea. Dar n-ați crezut în semn. Da. Dar totuși am crezut că se apreciază partea profesională în detrimentul a numelui. Că probabil cam aici se pune problema. Vor un antrenor cu nume. Păi ce nume avea Marius Stoica așa? Da, că sigur, până la urmă, era mai cunoscut un pic ca dumneavoastră. O să, că, tot da. Nu vrem antrenori teleormăneni. Până la urmă o să ajungem să aducem și conducători. Tot din prin altă parte. Să aducem tot așa din altă parte. Și poate așa... Da, ăsta e un subiect. Se mai avem trei echipe. Da, avem trei echipe din Telorman. Sigur că acum nu iau parte a antrenorilor din Telorman. Că poate n-or fi, domne, așa mari, dar... Cred că ar trebui să încercați și cum îi crești pe antrenorii din Telorman, dacă nu, da? Adică poate viitorul ne va aduce încă o echipă la Liga 3, poate ne va aduce acum, Doamne ajută, o echipă la Liga 2. Sigur, la Liga 2 mai complicat, dar cele de Liga 3 chiar nimeni. De a fost experiment. Turnul Măgurele are șanse reale. Are șanse reale și cred eu că e chiar principala favorită, da? Dar nu înțeleg care e povestea cu antrenorii teleromani. Nu aveți autoritate în vestiar, Alexandru Gheorghe. Nu aveți experiență la nivel divizional. Nu, nu știu. Păi, nu aveți flair, nu știu. Am 8 ani de activitate, general. Numai la seniori. Am 8 ani de activitate, numai la seniori, între care, dacă nu mă înșel, doar 2 ani la Liga 4, restul numai la Liga 3. Ca secund. Da, ca secund. Ca secund și interimar ca principal, în care de fiecare dată eu am avut rezultat. Problema este în felul următor. Oamenii nu au încă încredere în antrenorii telormăneni, când de altfel și eu ca antrenor acum sunt foarte dezamăgit. Și de conducătorii din Telorman. De conducătorii, nu din Telorman, vorbesc de conducătorii din Alexandria. Da. Știu că mi-aduc... prejudicii. Nu vă mai întoarceți curând pe banca de Alexandria. Da, credeți-mă că nu mă mai întorc curând. Niciodată, nu pune niciodată. Problema se pune în felul următor. A trebuit să îmi pun căluși în gură ca să pot să, ce, să pot să mă întorc peste 20 de ani la Alexandria. Nu. Nu se, deci lucrurile niciodată stau în felul următor. Deci pentru ceea ce am desfășurat activitatea la Alexandria, vreau să mi se facă dreptate prin faptul să fiu remunerat. Altceva nu vreau. Că nu mai vor să continue cu Botea sau cu Ioana. Vor alți antrenori. Nu e nicio problemă. Domnule Marian Botea, după finalul sezonului, ați condus echipa ultimele etape, ați obținut rezultatele pe care le-ați obținut, ați înțepus și pregătirea de vară, nu? Cred că tot după... Despre ce vorbeam? Așa. Eu, în continuare, deci... Da. Ca să vorbim de noua structură CSM. Deci în noua structură CSM tot eu am început pregătirea. Timp de 2 săptămâni eu am fost antrenorul împreună cu colegul meu Marin Ioana, care am început pregătire. Așa. În această perioadă nu a venit absolut nimeni, nu a venit decât în data de 26 domnul președinte de la vremea aceea Bogdan, nu știu acum dacă se mai regăsește, se mai regăsește ca președinte. Păi, trebuie să ocupe cineva de secție. Da, de împreună cu... Bine, vestea ne-a dat-o Bogdan. Deci după ce eu în prealabil am băgat echipa în cantonament, pregătindu-mă pentru pregătirea centralizată, perioada precompetițională, nici măcar atât nu mi s-a transmis în văd de treaba mea. Să vă... După două antrenamente vin și în care, Marine, îmi pare rău, trebuie să plecați. Că de mâine vine antrenor. Supărarea mea e așa de mare încât nu pot să o descriu.
Mi se părea corect în momentul în care s-a terminat campionatul, ne strângeam mâna, la revedere. Mi se părea normal să fim remunerați pe perioada și activitatea desfășurată și era tot ok, nu se mai supăra nimeni și ne vedeam de treabă fiecare. Mi s-a tot dat asigură că rămân în continuare, rămâi. Asta e marea poveste în fotbal, rămâneți numai aici, toată lumea rămâne zic, în viață. Spuneți-mi dacă rămân să nu mă rămân pe... Nu, nu-i vorba că rămâi șomer. E și trebuie asta, să anticipezi acest lucru. În perioada de antrenorat te poți aștepta că oricând poți să fii demis. Dar trebuie să... Mai ales Bogdan, mă refer la Bogdan, la președinte. Trebuia să aleagă acest moment. Dacă el a premeditat și a știut acest lucru, el în momentul în care s-a terminat campionatul, Marine, îmi pare rău, ne strângem mâna, la revedere, ăștia sunt banii pe tot ce ai muncit până acum, să nu trebuia să mai mă las în continuare, să încep pregătirea, să mă trezesc după ce încep pregătirea, de mâine vine antrenor. Cam asta e dezamăgirea mea. Spuneați că a semnat contract și cu... Da, am pot semna contract pe noul club, CSM, dar acest contract nu este înregistrat. De unde aveți informațiile astea? De unde știți că nu e înregistrat? Sau din moment ce n-am fost plătit... Păi poate că e doar o întârziere la plată. Da. Păi da, colegii mei, colegii, jucătorii au fost plătiți. Toată lumea la CSM sunt cu banii la zi. Antrenorii. Eu am două salarii care nu le-am luat. Prima de obiectiv pe care nu am luat-o, pe care am îndeplinit-o. Dacă nu o îndeplineam, nu era nicio problemă. Spuneți-mi, ce să fac? Că de atac nu am, pentru că acest contract nu este registrat. Am înțeles. Deci dumneavoastră... Aceste contracte, eu am lucrat la ele cu președintele clubului. Deci v-ați ce puteți propriu... să mai îmi spuneți mai mult? V-ați făcut da? Propriul contract? Și în momentul în care... Ne-am desfășurat activitatea în continuare, ne-am trezit că ale noastre nu au fost înregistrate. Ce înseamnă acest lucru? Pentru mine înseamnă că s-a premeditat acest lucru. Acum, intrarea în CSM, nu, că în general cea mai mare perioadă se referă la perioada FCM-ului, când aveați contract în regulă, adică ăla nu mai îl poate nimeni nici reînregistra sau nu știu ce. Deci ăla rămâne acolo, sigur, rămân acele săptămâni sub titulatura de CSM care probabil se vor volatiliza, dacă se întâmplă rămân așa. Rămân acele două luni, pentru că am semnat contract de reziliere pe data de 1 iunie și totodată am semnat și pe nou club CSM Alexandria. Moment în care eu lucram la programul echipei, moment în care eu... Vă scriați propriul contract? Îmi făceam o viziune a viitorului, a echipei, ce jucători mai trebuiau. Vă dați seama că la momentul ăla și pentru ce vroiam eu cu lotul pe care îl aveam, prin plecarea a câtorva jucători importanți din echipă, astea erau problemele care mă preocupau pe mine, nu contractul. Contractul, am fost de bună credință, am semnat acordul de reziliere, am semnat nou contract. La un moment dat eram dispuși să renunțăm la prima de obiectiv, dar în momentul în care ești demis, ce poți să mai faci? Ce poți să mai... N-ați luat legătura cu... Nu am luat legătura cu avocați, pentru că am alte lucruri mult mai importante, dar probabil. Eu am fost și la domnul primar, în care îl cred un om onest, corect și am convingerea că va înțelege ceea ce i-am transmis. Nu vreau absolut nimic. Nu vreau decât să fim plătiți, atât eu cât și colegul meu, Marin Ioana, pe perioada cât ne-am desfășurat activitatea. Care au fost concluziile întrevederii cu Victor Drăgușin? V-a ascultat și a notat, probabil? Da, m-a ascultat și a notat. Se interesează de speță. Că a rămas nu și mi-a de... promis că se va ocupa de acest lucru personal. Dânsul îl înțeleg, are multe alte probleme. Credeți-mă că nu l-am deranjat absolut niciodată de când sunt la Alexandria și sunt de ceva ani buni. Și în momentul în care l-am deranjat, am cerut o audiență. Cum de altfel am făcut și
chiar astăzi pentru a reveni la dânsul pentru o simplă explicație dacă se va găsi vreo soluție sau nu se va găsi soluția complicată situația. Pentru a fi rezolvat. Complicată. La fel am cerut o audiență. Dar nu se va rezolva. Asta este. Pe viitor știu ce am de făcut. Totul va trebui făcut numai pe hârtii, pe acte, pe contract. Fotbal mai să puțin, nu mai ai încredere mai în absolut nimeni, indiferent că ți-e prieten. Deci nu mai merg pe acest considerent. Probabil a fost o lecție de viață din care am învățat ceva. Omul cât trăiește învață și procesul de învățare, domnule profesor, e dureros, să știți. Acum, da, mi se pare normal să învăț alte lucruri. Adică probleme legate de antrenorat, ceea ce m-ar interesa pe mine pe viitor. O să stau, da? Pe viitor, probabil, să avem grijă și la aceste aspecte. Trebuie să vă... Vis-a-vis de contract. Ce relație ați avut cu Bogdan Ciobanu până la momentul ăsta din vara asta? Am avut o relație foarte bună. Da, ne-am desfășurat activitatea fiecare și a văzut de treaba lui. Chiar nu am avut niciun fel de problem. Și atunci? Cum explicați? Că poate nu știu, are alte probleme tocmai pe de cap, aceea, poate... nu știu cum e... Deci pentru mine este o enigmă. Momentul în care am fost n-am demis, vorbit niciodată rău, cel puțin nu știu. Momentul în care am fost demis și nici măcar nu am fost avertizat. Băi, Marine, vezi că până aici, dar probabil acest lucru a fost făcut în ideea să semnez acordul de reziliere, că probabil nesemnând acordul de reziliere, chiar dacă clubul ăsta FCM Alexandria mai există, nu mai există prin acte, aș fi găsit o cale de atac către federație. Federația nu poate decide, nu poate da o soluție în situația asta? În momentul în care nu este înregistrat, puțin probabil. Bun, ușor o să aflați dacă e înregistrat, cum e înregistrat. Nu este înregistrat, vă spun eu. Când ați nu m-ar mira să vină să spună că nici nu am semnat. Că nici n-ați lucrat 4 ani la... Da, nici nu am activat până în data de 26 așa. Când ați vorbit ultima oară cu fostul președinte al FCM-ului, Bogdan Ciobanu? Păi a fost atunci, în momentul în care am plecat, atât i-am spus, Bogdan, e în regulă, gata, vine mâine antrenor, nu vreau decât să ne dați bani. Așa, și și-a schimbat... Da, găsim o rezolvare, da, ulterior a rămas că se duce la domnul primar, că probabil nu mai ajungeam eu dacă el se ducea, sau probabil o fi fost și nu știu ce-o fi vorbit pe acolo, dar... În momentul în care am plecat, l-am mai sunat de două ori, nu mi-a răspuns la telefon și din momentul ăla a trebuit să mă duc eu către domnul primar să pot să mă interesez de acest lucru. Din păcate, domnul primar când m-a văzut nici măcar nu știa. O bună dreptate, omul. De moment ce eu nu am călcat prin primărie, habar nu aveam nici unde era biroul dânsului. Eu la primărie nu veneam decât să plătesc taxe și impozite. Eu mi-am văzut treaba mea, nu m-am dus să bat pe la ușile primăriei. Și în momentul în care m-a văzut, am fost o enigmă pentru dânsul. Ce exact cauză, cine așa am abordat subiectul, mă cunoașteți. Dânsul, pe o parte îl înțeleg că în fiecare zi vede oameni noi. Și i-am spus numele, mă numesc Marian Botea și în momentul acela dânsul și-a adus aminte că sunt băiatul în care Romică Ciobanu a insistat de a veni în staful lui. Exact așa și-a adus aminte dânsul și i-am spus, din păcate, cariera mea se regăsește cu numele Romică Ciobanu. Încă o dată vă spun, poate, deci îmi găsesc acum fel și fel de antipatii, aveam suficiente, dar este un om din afara județului, este un om care, eu nu m-am cunoscut cu el decât în momentul în care a venit la Alexandria, este un om în care el a avut încredere în mine profesional. Oamenii din județ, din păcate, nu au încredere. Deocamdată. Și... Încă o dată o spun,
Îi mulțumesc lui Romică Ciobanu, un om străin din alt județ, care mi-a călăudit așa, pașii antrenorat. Ce mai face Romică Ciobanu după despărțirea de Petrol? Da, momentan este acasă, probabil așteaptă o altă provocare. Dacă sună telefonul să vă faceți bagajul, să mergeți... Vă dați seama că în momentul ăla plec pe jos, numai. Nu mai fac. Într-adevăr, nu zic că am făcut o greșeală. A fost problema familiară, care o spun. N-aș vrea să treacă nimeni prin acel moment. Dacă va mai apela la mine, cu siguranță, exact așa i-am și spus, că nu-l voi mai dezamăgi. Poate că ăsta este pasul pe care trebuie să-l faceți, domnule Botea, să confirmați în altă parte. Să vă faceți un nume, probabil, probabil, pe alte meleaguri și apoi să probabil fiți în măsura să negociați contractele beton. Voi fi foarte atent. Credeți-mă că foarte atent voi fi. Foarte atent pentru la ceea ce voi... Puteți păți lucruri mult mai rele. Asta, na, două luni. Și asta vorbim de nivel de Liga 4, de nivel de Liga 3, nivel superior. Nu vorbim de Liga 4. La acest moment sunt antrenor la Brânceni, nici nu am luat în considerare, nu am pus nicio clauză, nu am semnat, am venit cu sufletul la Brânceni. Ați fost iubit acolo și ați făcut performanță și... Da. Și acum, da, totodată, revenim la... Da. O situație, da, complicată la dumneavoastră. Ușor, ușor, poate lucrurile se vor clarifica. Eu am încredere în domnul primar că va găsi o soluție. Trebuie să fie o soluție, dacă lucrurile stau așa cum spuneți. Absolut nimic, nu am niciun resentiment față de nimic. Atâta vreme cât se va găsi soluția. E atât de greu să fie antrenor la Alexandria, parcă zici că e Manchester United. Cred că nici Mourinho nu are atâția băgători de seamă ca la echipa asta de fotbal. Nu știu ce să vă spun. Încă o dată revin. Dacă Bogdan ar fi găsit o soluție, eu nu aș fi fost nici în acel moment la domnul primar în birou să-l deranjez. Probabil are alte lucruri de făcut, are mult mai importante. Lucruri mai importante decât... decât fotbalul. Da, de care, mă rog... Sau problemele de care se personale ocupă, ale... se ocupă alte persoane. Hai să vă întreb despre structura asta a CSM-ului. Nu știu cât ați analizat chestiunea, nu știu cât ați urmărit acum, fiind angrenați și în alte lucruri cu alte proiecte și cu alte proiecte personale. Credeți că se schimbă sau crește potențialul fotbalului alexandrian în noua structură? Adică e posibil instituțional să fie mai bine? Din moment ce activitatea mea nu a mai continuat sub titulatura asta de CSM decât perioada foarte scurtă, nu pot să vă spun că este mai bine sau că este mai rău. Chiar nu vreau să intru în acest detaliu pentru că mă depășește. În linii mari, lotul actual al celor de la Alexandria îl cunoașteți? Au mai apărut ceva lotul schimbări? Lotul actual vă referiți sau cu ceea ce au venit sau doar cu jucătorii care au rămas? Care ce înseamnă acum trecut? CSM Alexandria, secția de fotbal, da? Deci clubul de fotbal. Cât vi se datorează, pe câți dintre ei ați apucat să-i pregătiți acele două săptămâni sau pe câți ați adus, cu câți ați mai discutat și ce a mai apărut nou? Și cum vedeți lucrurile? Cu excepția lui Floricelu, care a plecat, Calofir, Vârtej, Oprescu, în rest au rămas absolut toți. Deci, să zic că au rămas în componență 80% din jucători. Sunt jucători cu care eu, atât eu cât și Romică, au fost selectați atât de el cât și de mine. Sunt jucători cu care ne-am făcut treaba. Sunt jucători cărora le mulțumesc pe această cale și le urez succes în continuare. Sunt jucători cărora, în viziunea și în filosofia mea, v-am spus, îmi trebuiau 3, maxim 4 jucători în axul central, în condițiile în care aș fi jucat în modulul în care am jucat și în finalul returului. Nu vorbesc de ceea ce s-a adus, pentru că nu știu, nu-i cunosc, probabil sunt aduși de noul antrenor
la fel fiecare antrenor cu filosofia lui și nu vreau să intru în detalii, nu vreau să critic, nu vreau să analizez lucruri pe care nu le cunosc. Atât pot să spun că în lotul CSM-ului se regăsesc jucători din vechiul mandat, cărora, încă o dată vă spun, au fost niște băieți deosebiți, care, vă dați seama, în ciuda faptului că am ocupat locul 2, totuși nu este un loc dezamăgitor, un loc în care să sperăm să, ca pe viitor, chiar să fie depășit, indiferent cine va fi antrenor sau conducător. Apelez la flerul și la cunoștințele dumneavoastră să facem o scurtă analiză a seria 3 din Liga 3, da? Facem abstracție în principal de cazul Alexandrinu. Nu o să vă întreb că nu e prea grozav parcursul lor acum, dar nu vreau să vă pun în situația de a-i critica. Cum e seria asta, domnule Botea? Da, este o serie în care au apărut echipe pretendente la promovare, gen Brașov, o echipă pe care n-am văzut-o până acum. A apărut Craiova lui Mititelu, vechea Universitatea, a apărut Turnu Măgurele într-o postură foarte hotărâtă și iată că își iau o opțiune serioasă pentru promovare. Alexandria, care totuși încă au rămas ca o pretendentă la promovare. În rest, cam aceleași echipe. Astra 2, care în continuare văd că au un parcurs bun. Flacăra Moren cu o echipă mult mai slabă față de ce era în campionatul trecut. Au mai apărut echipe gen Bascov de la Piteșva, care la fel văd că au un parcurs bun. Orezul, o echipă care am văzut-o și la baraj, totuși ei au un parcurs destul de bun. Domneștiu, vechea furnizare cunoștință de și cu același lot și cu aceeași dezamăgire. Deci, practic, au fost invitați să revină în Liga 3, dar dezamăgitor în aceeași notă în care au terminat. În rest, cam aceleași echipe. Am fost la meciul care s-a desfășurat acum în weekend, Turnu Măgurele cu Mititelu, cu Craiova la Mititelu. A rezultat echitabil, un pic de șansă pentru Turnu Măgurele, pentru că în momentul în care a se acorda penalti, Craiova a avut o ocazie de 2 contra singur cu portarul și numai intervenția de excepție a portarului de la Turnu Măgurele a făcut ca scorul să rămână 1-0. Imediat după acea fază s-a declanșat un contraatac undeva în zona dreaptă. O diagonală între fundașul central din zona dreaptă a celor de la Craiova și fundașul dreapta de Nănaie. Între ei interpus Constantinescu și au obținut penalt. Până la urmă, un pic de șansă pentru Turnu Măgurele. E bine că au egalat pentru a se menține acolo în vârf și a nu pierde echilibru cu poziția superioară. E o grupă foarte echilibrată în partea superioară a clasamentului și dacă ne aruncăm o privire pe ierarhia provizorie, vedem pe primul loc Turisoltul, Turnu Măgurele, 11 puncte, Astra 2, o scoatem din calculele promovării, da? 11 puncte și a Unirea Bascov, Flacăra Horezu, câte 11 puncte, da? Și Filiașul cu 10, Municipal Brașov, un 9, Alexandria este cu 8 puncte pe poziția 8. Asigur, locurile din clasament pot fi derutante, dar între 8 puncte și 11 puncte imediat se poate recupera pe viitor. Foarte echilibrat însă clasamentul, cum vă spuneam, în partea superioară a lui. Sunt numai puțin de 4 echipe până în momentul ăsta, după 5 etape, care nu au cunoscut înfrângerea, da? Turnu Măgurele, Astra 2, Bascovul, Horezu,
nu au pierdut niciun Probabil, meci. da. Nici nu au jucat între ele. În momentul Nici în nu au care vor jucat juca între între ele, atunci se va discerne echipele care vor rămâne în vârf. Vedeți turnul Măgurele capabile să meargă la Liga a doua? Da, da. I-am văzut hotărâți, i-am văzut prin transferurile pe care le-am făcut până la nivelul băncii tehnice și, de ce nu, au și anunțat acest lucru. Eu zic că, până la urmă, ar trebui să promoveze și de la noi din serie o echipă telormaneană. Suntem trei echipe care suntem din Telorman și, până la urmă, de ce să nu se promoveze și de la noi din Telorman? Suntem trei echipe, dar promovează alte echipe din alt județ. Până la urmă, le urez celor de la Turnul să promoveze, la fel să aibă un parcurs destul de bun, foarte mare atenție, campionatul este lung, între timp nu este de neglijat Craiova lui Mititelu. Am văzut că se regăsesc jucători cu nume, însă acolo au o problemă probabil până în momentul în care vor pune antrenor. Am observat o indisciplină la nivelul băncii tehnice acolo. Am înțeles că pe banca tehnică a rămas preparatorul fizic Adrian Filip și era un pic de bandadă pe banca. Ca la Oltene, așa. Da. Ciucă striga, urla din teren, Mihai Costea urla, Florin Costea Mihai urla de pe margine, dar am văzut o echipă care nu este de neglijat. Nu am văzut Brașovul și cam asta ar fi echipele. Nu am văzut celelalte. Mi-e greu să cred că Bascov și Forezul vor fi echipele care să țină pasul. Mi-e greu să cred. Deci cred că Turnul, Brașov, Craiova și Alexandria, de ce nu? Încă o dată vă spun, sunt jucători care se regăsesc în loc și știu ce capacitate au. Câteva minute și despre noua aventură de la Brâncin. Sunteți neînvins acolo? V-am spus, la Brâncin am venit cu inima, nu m-am uitat absolut nimic la partea contractuală. Să nu aveți surprize. Am venit, da. Sunt răutăcios, da. Vă dați seama că cea mai mare problemă pe care am avut-o la Brânceni să aduc jucători. În momentul în care îi contactam, păi da, dar să vedeți că poate se desfințează, că măi, haide că sunt eu antrenor, până la urmă, de ce să nu spun că mulți au venit pentru mine. Și pentru asta la fel le mulțumesc. Și sperăm să avem un parcurs cât mai bun. Acum toată lumea ne ia așa mai de sus, dar plecăm pe poziții egale, pentru că nici noi ne pregătim. Dacă înainte reușeam de făceam două antrenamente pe săptămână, de data asta ne regăsim doar la joc. Dovadă faptul că la meciul cu Țigănești am avut probleme. În etapa a treia, înainte de meciul cu Țigănești, am stat. Două săptămâni jucătorii au fost acasă, la servici. Ne-am regăsit după două săptămâni. Țigăneștiul totuși au jucat, au avut un joc dificil, l-au câștigat, au și în componență jucători la fel ca și la Brânceni, remunerat chiar mai bine decât la Brânceni. Și 2-2. Toată lumea dezamăgită că am făcut 2-2. Dar eu cumva prevesteam acest lucru, dar rămâne de văzut. Toată lumea să înțeleagă că la Liga 4 plecăm pe poziții egale. Și ca jucători, și ca remunerație, și ca faptul că nu facem antrenament. Domnule Botă, a fost o emisiune interesantă. După multe luni în care nu ați mai fost prezent aici, pentru că în postura de antrenor secund mai greu să primiți invitații, era titularul postului, dar acum sunteți din nou șef de bancă tehnică și cu siguranță ne vom mai vedea. O întrebare de final, după toată această rememorare a unor lucruri triste și neplăcute, care poate vor fi rezolvate, cine știe, unde vă vedeți în primăvară? Sau nu băteți atât de mult la orizont? Urmează, nu prea sunt adeptul pe termen lung. E mediu ăsta, scurt chiar. Da.
M-aș vede undeva la Liga 3, Liga 2. Rămâne de văzut. Poate sună telefonul la Romică Cioban. Da. Doamne ajută. Asta este. Dacă Telorman nu merge, poate, cine știe, pe viitor vom avea asta nu înseamnă că și... voi neglija Brâncen. Nu vreau să fac acest lucru. Undeva, deci când am început pregătirea cu Alexandria, în paralel mergeam și cu Da, Brâncen, știu pentru că asta. jucam vinerea la Liga 3 și sâmbătă la Liga 4. Domnule profesor Marian Buda, despre întâmplările de la CSS Turnu Mogurele, poate altă dată. Mulțumesc pentru prezența în studio. O discuție interesantă ca de obicei. Multă baftă în continuare, succes și să ne auzim cu vești mai bune. Doamne Mulțumesc ajută, încă o dată. mulțumesc frumos de invitație încă o dată. Doamnelor, domnilor, Marian Botea, la o analiză mai mult din domeniul registrului personal, sportul special, la final. Bogdan Codruță vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți cu Mediasud, urmează știrile pe săptămâna viitoare. La revedere!